În 1943, lui Lucian Blaga i-a apărut ultimul volum de versuri Antum, Nebănuitele Trepte. Din acest an și până în 1961, când a murit, el nu a mai publicat decât foarte puțin și exclusiv în reviste, deși a scris aproape 300 de poeme. Explicația constă în faptul că devenise indezirabil și ducea o viață retrasă la Cluj, ca simplu bibliotecar. Catedra de filozofie a culturii, înființată cândva anume pentru el, s-a desființat în 1949. De la Ovidiu la Selin și de la Dante la Bulgakov, numeroși autori au figurat de-a lungul timpului pe liste negre, dar poate că niciunul nu a suferit o nedreptate mai mare decât poetul român. Printr-un paradox al istoriei, el a intrat în disgrație din cauza unei fapte care merita omagiată și răsplătită: servirea cu devotament a culturii poporului său. În loc ca poetul ajuns la o deplină maturitate intelectuală să se afle la loc de cinste în mijlocul colectivității românești, s-a văzut în situația de a trăi în recluziune stigmatizat. Era nevoit să evite până și întâlnirile cu prietenii ca să nu-i compromită. Fiecare mișcare a lui era urmărită de o întreagă armată de ofițeri de securitate și informatori. Lucian Blaga a suportat cu demnitate nedreptatea strigătoare la cer. A suferit mult, dar în tăcere, și nu s-a dezis niciodată de apartenența lui spirituală. Cea mai clară dovadă de consecvență și de frumusețe morală o constituie faptul că tot ce a scris în anii disgrației, și a scris mult, cu fervoare, ca și cum s-ar fi aflat în continuare pe scena vieții publice, exprimă același devotament față de spiritul românesc, aceeași bucurie austeră de a vorbi în numele unei străvechi civilizații. Cuvintele folosite de Lucian Blaga în ultima perioadă a vieții îi sunt vechi și rotunjite de vreme, ca pietrele de râu. Ele n-ar distona dacă ar fi introduse într-o traducere a Bibliei: a umbla, drum, făptură, luptă, margine, a dărui, viață, scris uneori cu ei viață, temei, zadarnic, pământ, a învia, vatră, veghe, lacrimă, odihnă, veste, prăpăd, glas, lut și așa mai departe. În mod evident, poetul cultivă simplitatea și anonimatul de pe poziția unui artist rafinat. Sentimentalismul imediat declarativ din persoana întâi plural a unui Octavian Goga, la noi sunt Codri Verzi de Brad, se transformă la el într-o subtilă artă bizantină a reprezentării domesticității, a exprimării bucuriei înțelepte de a fi acasă. Lucian Blaga se face în mod deliberat interpretul stării de spirit a unui popor stabil și pașnic. Toate stau la locul lor, stăpăi angelul îl împlasă ca într-o lume de mătasă, nu-l încearcă niciun dor din ocolul lui să iasă. Toate stau la locul lor, piatră, floare și ulcior, vatră și amnar și iască, asta e legea tuturor, să se simtă bine acasă. Poemul este intitulat Inscripție pe o casă nouă. Surprinzătoare este capacitatea poetului de a situa până și revelarea transcendentului într-o ambianță rustică obișnuită. Așa cum are în apropiere un râu sau o pădure, satul românesc imaginat de Lucian Blaga are în imediata lui vecinătate un loc de acces la transcendent. Vino pe deal, pe cel din urmă soare, unde un trecut de slavă cu suflare lentă sub pietre doarme, să strigăm de acolo după păsările călătoare, să strigăm precum obișnuiesc copiii între jocuri, care fără a ști ce strigă, își rostesc prin chiote extazul efemer pentru cele ce au loc în cer. Titlul poemului Echinocțiu de toamnă. Îndrăgostit de țara lui, Lucian Blaga a evocat-o în versuri alunecătoare și diafane de o mare delicatețe. Nimeni în literatura română, în afară de el, nu a mângâiat cu o mână atât de ușoară chipul României.